Acest program vă este oferit de EMAG Marketplace, un singur marketplace pentru toată regiunea. Nici bine nu a început anul și guvernul Ciolacu, prim ministerul de finanțe, s-a împrumutat cu 4 miliarde de dolari de pe piețele internaționale pentru a-și acoperi necesarul de finanțare a bugetului din acest an și pentru a plăti împrumuturile luate anterior care ajung la scadență în acest an acest prim împrumut în valută de pe piețele externe se adaugă împrumuturilor săptămânale de miliarde de lei pe care Ministerul Finanțelor le ia de pe piața internă în total, Ministerul Finanțelor trebuie să împrumute în acest an peste 180 de miliarde de lei, din care deficitul bugetar din acest an înseamnă 87 de miliarde de lei și restul de aproape 100 de miliarde de lei înseamnă datoriile anterioare care ajung la scadență și care trebuie plătite făcând alte împrumuturi. Problema nu este că guvernul se împrumută, ci că aceste împrumuturi se duc într-o imensă gaură bugetară, care nu duce nicăieri. Practic, guvernul trebuie să se împrumute cu peste 180 de miliarde de lei în acest an, adică 35 de miliarde de euro, pentru a-și finanța cheltuielile, care sunt mai mari decât încasările, pentru a plăti salariile și pensiile de toate tipurile, pentru a plăti datoriile anterioare cu dobânzile aferente, și dacă mai rămân bani și pentru altceva, este bine. Dacă nu, asta e. Pentru că nici guvernul Ciolacu nu vrea să facă vreo restructurare bugetară adevărată, nu din declarații, mai ales acum, în an electoral, toate împrumuturile care se iau acum se vor plăti prin alte împrumuturi viitoare, până când se va sparge bula bugetară. Economia privată, care este în pierdere de viteză din cauza creșterii fiscalității, nu va mai putea finanța prin taxe și impozite gaura bugetară, având în vedere că bugetul înghite din ce în ce mai mulți bani. Spre exemplu, cheltuielile bugetare cresc anul acesta cu numai puțin de 58 de miliarde de lei față de anul trecut. De unde să scoată companiile private acești bani în plus, dacă economia scade, dacă business-ul scade, dacă fiscalitatea crește? Și așa companiile și angajații muncesc aproape jumătate din an doar pentru a plăti taxele și impozitele la stat. Acum, piețele financiare internaționale se uită cu ochi buni la România și ne dau bani. Dar să vedem atunci când lucrurile se vor schimba. Acest program vă este oferit de EMAG Marketplace, un singur marketplace pentru toată regiunea.